Timp de 3 zile, Piața Victoriei din Petroșani a fost gazda târgului de produse tradiționale, ajuns la cea de-a 7-a ediție. Bucate alese, tradiționale și, cel mai important, ecologice, au fost expuse pentru ca doritorii să le poată cumpăra. De departe, cel mai așteptat moment a fost sâmbătă dimineața, când administrația publică locală a împărțit celor prezenți mâncare tradițională momârlănească. Da, e mâncarea tradițională. Noi încurajăm pe momârlanii noștri să continue tradiția și să o păstreze și sigur toți cei care își doresc să guste din aceste produse tradiționale, arhaice, sunt bineveniți. Și vedeți că de fiecare dată avem succes cu mâncarea tradițională. La târg au fost prezenți peste 20 de producători din diferite zone ale țării. Față de anul trecut, cred că sunt mai mulți producători cu produse din carne, în special carne de oaie și carne de porc. Am văzut foarte mulți care au venit cu astfel de produse și mai mult ca altă dată am văzut pe cei cu must, cu vin. Deci eu zic că e o reușită. Reușita târgului a putut fi măsurată în numărul mare de persoane prezente.